Salutare! Astăzi pregătim pârjoale din ficat, foarte gustoase și moi. Pentru aceasta dăm prin mașina de tocat 500 de grame de ficat de pui și 100 de grame de slănină de porc. Adăugăm 5 linguri de griș, o linguriță de sare, puțin piper, jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu și un ou. Amestecăm până se omogenizează și lăsăm la odihnă pentru 30 de minute. Între timp, călim două cepe în ulei. Adăugăm ceapa în bol și amestecăm. Încingem bine tigaia, turnăm ulei și cu ajutorul lingurii formăm pârjoalele. Le prăjim pe ambele părți până își schimbă culoarea. Nu le țineți prea mult la foc, deoarece vor ieși uscate. În interior trebuie să rămână puțin crude. Pârjoalele sunt aproape gata. Le punem în tigaie curată și turnăm deasupra o treime dintr-un pahar cu apă. Punem capacul și le ținem la baie de aburi timp de 15 minute. Astfel se vor pregăti și în interior. Pârjoalele sunt gata. Poftă bună! Poftă bună!